Sfârșit tragic pentru o bătrână din Argeș, și a ars de vie în propriul pat. Vecinii și-au dat seama ce s-a întâmplat și au chemat pompierii. Din nefericire, bătrâna a fost scoasă din casă abia după ce incendiul a putut fi stins. Flacăra, am văzut-o de jos. Flacăra de 5 metri, 6 metri. Și-au dat seama că bătrâna a rămas prizonieră în propria casă și au încercat să o salveze. Trebuie să intru pe geam, dar n-am mai avut. Ne-am dat seama ce s-a întâmplat, că la ea a luat foc, că știam că e singură casa. Au anunțat imediat pompierii. Au sperat că ei o vor putea salva. Ardea cu flacără deschisă întreaga casă, o zonă foarte greu accesibilă și a fost greu de ajuns. Dar flăcările au transformat casa într-o închisoare. Nici măcar pompierii nu au putut intra până când n-au potolit vâlvătaia. Vezi că s-ar putea să dai de bătrână pe acolo, da? Nu se mai cunoștea pat, nu se cunoștea masă, nimic, absolut nu se mai cunoștea. După câteva ore au găsit trupul bătrânei. A ars în patul în care dormea. De acolo? Da. Era chiar lângă zidura în fundă. Da. Păi probabil a fost pe pat și patul în urma incendiului ars. Victima a fost găsită carbonizată în casă, nu s-a mai putut face nimic pentru dânsa. Cel mai probabil incendiul a fost provocat de soba folosită de bătrână.